to do. If you want me to take over, just give me the green light. Just give me the green light. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. Bună seara! Bună seara fără școală! Ce faceți? Acum vreau să dau un exemplu, titlul ăsta pe Discord. Păi... eram azi cu mașina și am ascult... eu am auzit de treaba asta la radio, dracu, că... vor să se închidă școlile, știi? Păi am căutat pe net. Salut Joshua, salut, salut, ce faci, frate? Stai să... stai că am aici un chest puternic. Bună seara, bună seara, fără școală, salutare, Sebica, ce faci? Yay! Băi, fericire, mă, pentru voi. Băi, eu n-am primit astea, când eram eu tânăr, bă. Mamă, ce i-am îmbătrânit, s-a obată, mă. Ai mașină? Păi eram cu mașina lui maică mea. Că am avut niște treabă prin oraș. I-am zis că, mami, 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 vrei să vezi că nu mai ai mașină? Zic, sunt magician, îți fac mașina, vrei să vezi? Îți fac mașina să dispară. Și am făcut mașina să dispară. Bam! A fost maică mea. What the fuck? Era nebunie, na. Păi dacă se închide, nu m-a mai ascultat la chimie. Da, dar mi se pare că o să se recupereze dacă nu mă înșel, nu dacă se închid. Nu o să se recupereze, mă, dacă se închid. Nu se recuperează? Salut, bună, 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 a rămas fără păr în cap la cât mă chinui să găsesc o carcasă. Îți dai una la o... să se închidă, să ardă. Băi... ai văzut, ai la că m-am rugat pentru tine? What the fuck? Ebola? Bă, nu știu, la mine n-a fost nicio chestie de asta, gen... cât am fost eu în școală, bă, n-a fost niciodată asta, bă, se închidă școlile. Odată s-au închis școlile, mi-amintesc foarte bine, eram între a șaptea. Să-i dea Dumnezeu sănătate la acea directoare. Că au închis școlile, că ningea prea tare, bă. Și a fost de două zile, așa. Atunci, bă, odată, bă, în rest nu s-a închis deloc, bă. Fut-o în aripă. Desigur, Georgica, desigur, desigur. Am zis că se recuperează din vară sau se recuperează în weekend. E mai... în vară nu cred că s-a recuperat, că o să fie foarte cald, dude. Da, dar nu în Iași, Ane. Nu s-a întâmplat în Iași atunci. Adică s-a întâmplat și în alte județe, dar în Iași au fost trecut două zile maxim, mi se pare. La mine știu sigur că au fost două zile. Pentru că au fost probleme cu țevile și au zis că ai două zile, că după aia vă dăm noi căldură, sărachilor. În Italia de multe sunt închise. Știu, am auzit că în Italia e destul de nasol cu coronavirus. Ești din Iași? Sunt din Iași, sunt din Iași. Tun 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 Pepe Dida. Mamă, bă, aș încerca să văd dacă mai am nevoie, nu știu, de câțiva membri. Și aș încerca să văd dacă pot să pun Pepe Diul aici. Nu știu dacă am voie să pun un emoji gif. Dar aș pune, îmi place prea mult Pepe Diul ăla. Stai să văd, stați puțin. Că nu durează. Mamă, fix un membru mai am nevoie. Unde e, unde e? Emoji... da, mă, pot să pun și gifuri. Oh. Sper că n-are... sper că nu o să aibă copyright pe PD-ul. E aproape mult decât stai în casă. Bă, o să recuperezi. Adică după ce se termină toată epidemia asta, o recuperezi. De ce? Mă întreb dacă avem școli în Iași. Spuse aia... aia din Buzău, da? Spuse fata din Buzău și măgarul din Berceni care au văzut în viața lor un Lidl și un Kaufland și mă întrebați dacă am eu școli în Iași. Măgarilor, aveți, măi, Kaufland aveți 100% că e pentru moldoveni, dar Lidl aveți în Buzău? Neburo, cât avem nou... măgarilor. E ce problemă, Geșa? Și Mega. Unde Mega, bă? E în centrul orașului, ca și cum când vă duceți la Mega,
Vă duceți la mall? Păi, normal că ai 2 litri lângă tine, Anis, că ai 200 de chile, bă, băiatule, nu te mai du la Lidl. Pe ce versiunești tu? Pe 1.1.9, frate. Te pup, Narcis, cum ești? Bă, nu mă mai pupa atâta, bă, că luăm coronavirus amândoi, măgarule. I-am fost și la Penny. Știi, bă, cum arată Penny-ul? Craiova Power, Iași nu se compară cu Craiova. Normal, bă, că noi nu ieșim cu săbiile pe afară. Glumesc. Nu mă. N-am făcut nimic. Băieți din care sunt din Craiova, să știți că eu nu, n-am vrut, a fost o glumă. Mă, 2 litri lângă mine pe o rază de 1 km. Păi dacă mănânci toată ziua. Bă, da, normal. Te stai în așa ai magazine. Bă, cine a auzit, bă, de pașcani acolo la tine, bă, Cipriane? Cine a auzit, bă, de... Bă, ați auzit vreodată voi chat? Ați auzit de pașcani? Știți unde se află pașcaniul? Nimeni nu știe, bă. Pașcaniul și Eud, bă, nimeni nu știe. Unde se află, mă, pașcaniul, dacă ai auzit-o anonim? Nu știi, bă, am uitat să scot goal-ul, boys. Băga mi-ai piciorul, stai că acum mi-am dat seama. M-am uitat acum. Nope, da. Unde ai auzit? Este un lucru pașcaniu. Când mă duc la Iași trec prin pașcani. Păi da, mă, dar tu știi că ești aproape, ești de acolo, dar casa e. Lasă-l. Cât să-l mai las, Aneca? Am zis că-l scot. Nu mă duc mâine să le fac în ciună. Bine, Luca, așa te vreau. Trebuie să fii rău cu ei. Te duci la școală și du-te, dracu, nu intru în școală. Te întreabă, mă, de ce te duci la școală? Că nu vreau. Te bate, îi spui, nu vreau la școală, gata, ai rezolvat problema. Se află pe grup. Bă, acum mi-am dat seama că eu nu mai am ăla de subscribe. Nu mai apare ăla de subscribe. Și cred că și e de la mine, pentru că am făcut eu o prostie, pentru că eu mai sunt prost așa de fiecare dată. Dar este ok. Dacă tot îmi dai sin. Băi! Mamă, ce frut, te salută lumea pocea. Bă, da, deja ești de Alcasei, de aici, ia. Bă, da, nu vrei, ți-o dau și păcăcica. Vrei să-ți dau păcăcica? Dau pinguinul, vrei să-ți dau pinguinul? Zic că ți-l dau. Ce ăla de subscribe? Adică să apară pe ecran cine se abonează, gen, știi? Chiar nici nu știu. Salutare, Norbi, ce faci? Bă, nu mă judeci, bă, băiatule. Mamă, dar nu cred că stau acum să-l fac. Vrei să-i dai mâna dreaptă? Îți dau și mâna? Nu, mă, nu, stai. Sună dubios, nu, Luc. Te pup, dar nu. Mâna dreaptă e mâna dreaptă, nu o dăm. Păi ăla nu mai e de 3 luni. Păi voi acum îmi spuneți, bă, că nu știam, chiar nu înțelegeam de ce îmi spunea lumea pe chat. Bă, dar m-am apărat și ce nu mă apare pe chat? Pe ecran. Și eram zis, coi, cum să nu apare, ești nebun, e pus acolo, e handicapat, typestream-ul nu vrea. Și nu mi-a fi spus unul, bă, dar vezi că nu apare, mă, pe ecran, vezi că ai o problemă, Pingu XD. Nimeni, bă, nimeni. Și de ce se blochează? Ce se blochează? Pot să-l arăt pe Jimmy? Jimmy este un jegos, efectiv. Trebuie să-i fac baie, dar mi-e frică să-l bag în duș, să-i fac baie. Pentru că măgarul fuge de apă ca de dracu. Clar, e moldovean 100%, băiatul meu. Trebuie să-l duc dracu la o spălătorie de-asta de câini. Nu? Sau nu știu cum se numește. Un salon de-asta pentru căței și acolo îi face baie și îl parfumează. Îl spală la ouțe, îi face de-aia așa, știi? Îi face cu, se joacă cu șmecherile. Îl parfumează la ouțe să nu mai pută, la funduleț îi bagă chestii în cur, îi scoate din cur, îl curăță de tot, nu știu. Spălătorie auto, dar nu la spălătorie auto, nebuno, că nu duci la spălătorie. Aoleu, acolo în Buzov, duceți câinele la spălătorie auto, Ane. Aoleu. Mă, băiatule, mă, fato, de fapt. Cum să duci, mă, câinele la spălătorie auto? Place la cățele. Bă, culmea, eu am crezut, fără supărare, dar că nu știu dacă o să vă deranjeze, eu am castrat câinele. Practic, pe românești, i s-au tăiat coaiele, da?
ca să nu mai fie încălduri, să-i se ducă treaba asta de vrea să, să zgândere puicuța, gen, înțelegeți? Băi, am crezut că dacă îl castrezi, nu mai, gen, nu se mai ridică elefantul. Dacă știți așa, dacă nu, mă scuzați că vorbesc curat. Bă, dar ăsta, cum o vede pe una, i s-a ridicat elefantul, bam, se duce și începe să... Să facă sarmale pe acolo, nu știu, e nebun, nu știu ce dracu are. E castrat degeaba ăsta. Salut, Scarmi. Am... Bă... Natalia, tu ești obosit acum, trebuie să te bagi la somn. Nu era nevoie. Păi, mă, este cine vrea să se facă... Mama, m-am știut acum de ce la ăștia câinii. Veterinară? Da, am zis bine veterinar, nici mai țin minte. Zi-mi mersi că nu te-a violat. Castrat degeaba, te castră singur, cred. În vreo jumătate fac și eu cu Bedoros, că am văzut la tine te copiez. Luca, un sfat, nu știu dacă, dar iau-o ca pe un sfat. Pentru că acum ai o comunitate, da? Ai sensul, adică ai oameni ca lumea, forță, am văzut, ești forță. 100 de oameni pe live, lejer. Gen, încearcă să joci și alte jocuri, învață și cu alte jocuri. Pentru că dacă o să o duci ca mine pe Minecraft, pe Bedor și mai departe, o să ajungi să nu mai ai nici 20 de persoane pe live, trăiți alții. Și gen, învață și cu alt joc. Înțelegi ce zic? Nu încerca să faci doar Minecraft, că eu am făcut doar Minecraft 2 ani de zile, frate. Și ia uite unde am ajuns. Dați-mă like, dar chiar mă, nu uita să apăsați pe butonul de like dacă vă place, desigur. Pe câinii mei arunc un lighean cu apă. Păi da, mă, dar nu-i speli așa, mă, Gabriel. Păi a meu stă în casă, dracu, a meu e răsfățată, mama lui de câine. Trebuie să i-am dat eu chestii, că hai mă, frate, ține-o în casă. Dracu, găs. Nu o să se uite la alt joc, știu asta, gen. Bă, așa și la mine, dar crede-mă că mai bine încerci așa câte un pic, câte un pic să faci. Nu știu, mi se pare că am făcut o greșeală jucându-mă doar Bedor, știi? Eu chiar m-am jucat un an de zile, deci numai un an de zile m-am jucat numai Bedors, bro. Mai fac noaptea cu jocul random cu 10 persoane că fac la 3 nuts, așa la mișto, le și șterg. Da, nu știu ce să zic, dar... Salut, dacă vrei să arunci un fel de Ganicus, te duci spre zona aia lui Ganicus, da, o să duci bine. Dar în cazul meu, gen, dacă o să te duci și pe minigame-uri și astea, nu cred că o să o duci super bine pe Victor. Pingule, mai ești virgin? Nu mai sunt cu aia virgin, deci aș mai fi virgin. Am avut prietene, mă, bă, terminați-vă, mă. Dă like repede că se supără No Candy. Bă, nimeni nu mai știe de duma asta cu No Candy, bă. A fost, a fost duma, a fost. Dacă ești disperat, de ce să fie, mă, disperat? Mă. Nu știu ce e Mercur. Dar ce te referi, Mercur e ce? Îți virgin doar în urechi. Normal că ar fi de preferat să pot să fac cam ce vreau, dar acum la început m-aș lansa cu Minecraft dacă tot văd că îmi prinde, știi? Bro, exact ca tine, asta e, deci nu te supăra că o zic, dar exact ca tine am făcut. Zic, mamă, bag Minecraft, oricum îmi place, plus că sunt foarte multe idei cu Minecraft, tu știi treaba asta, foarte multă lume știe treaba asta, că poți să faci de la filme porno cu Minecraft, la filme porno cu animalele din Minecraft, deci poți să faci orice. Și a zis că tot așa, încep cu Minecraft, dar am văzut că prinde, am continuat cu Minecraft, am continuat cu Minecraft, am continuat cu Minecraft, am continuat cu Minecraft. Eu mă, nu mai am fost nimeni să se uită la mine. Da, da, înțelegi. Uite la ce am scris mai sus, fix același lucru. Plus că Minecraft e cel mai flexibil joc. Bă, nu știu, eu de când fac YouTube... De când fac YouTube, bro... Live-urile cu Minecraft, la alții prindeau, la mine nu. Sau e cum că nu prea prinde. Dar nu știu, dacă crezi tu că o să fii pe bine, mă rog, tu ai și colaborările astea cu ăștia mari. Eu zic că o să o duci bine, indiferent ce ai face. Nu neapărat. Și chiar dacă te duci alt joc, de exemplu, faci un live la 4 după amiază și te joci CSGO, tot o să fii oameni. Trebuie să ai din milă, da. Ah, viața de YouTuber mare, cu bani mulți, mâncam iar.
Ba, ne băgăm un pic aici pe suntem pe aia pixel în caz că nu ați observat, dragi spectatori. Cum am zis? Nu contează cum am zis, dragi dragi spectatori. Nu știu de ce voiam să zic dragi spectatori. Ce pule? Ne vom juca Skywars de-asta profesional, dacă știți cum zic. Rip școală. Ha, ha, nu. E greu, știu eu. Spectatori. Dar nu știu ce venea lui ăla să-l zic, habar n-am. Îmi venea lui ăla. Spectatori. Dragi spectatori, bine ați venit la un nou episod de Minecraft alături de gazda dumneavoastră, PinguXD. Și astăzi vom merge aici să facem chestii. În afară pare ușor înainte de și eu știam că de ce nu facem select cu aia, de ce? Cu de-astea, când vine să-l strâng de gât, băi, nu se uită nimeni, fă unul. Exact! Uitați, bă, ia spune-le asta și prietenii mei de pe YouTube aici pe chat. Când le ziceam, când îmi ziceau, bă, fă serie cu Barbie Dress-up, le ziceam, bă, nu o să se uite nimeni la Barbie Dress-up. Nu, 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 fă serie cu Barbie Dress-up. Nu o să se uite nimeni, nu, 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 fă serie cu Barbie Dress-up. Și făceam serie cu Barbie Dress-up și nu s-a uitat nimeni. Și după aia îmi zicea, nu mă frate, trebuie să insiste, să faci mai multe gen, știi? Mai multe serii cu Barbie Dress-up. Barbie Dress-up, ai un episod. Bă, episodul ăla nu știu de ce l-am făcut. Trebuie să-l șterg. Asta e unul la mână, că trebuie să-l șterg. Doi la mână. Nu știu de ce dracu l-am făcut. Am avut eu așa într-o seară. Știu sigur că într-o seară m-a luat pe mine nebunia. Zic, bă, gamea și piciorul Barbie Dress-up. Că nu știam ce să filmez. Și am făcut-o. Și a ieșit Caterinca. Adică mie mi-a plăcut cum a ieșit. Se putea și mai bine. Dar a ieșit Caterinca. Mie mi-a plăcut. Da, era un episod de catering când am fost ceva... Că tot vorbeam noi cu Barbie Dress-up și cu chestii de genul. Bă, iar e lag? Mă duc repede să mă uit până ștergi. Hai de capul. Bro, dar e lag! Iar e lag pe Hypixel, lag pixel, plin! Ai pe privat videoul? Nu, dar... Tot am zis că-l pun, ăla cu primul clip cu web. Bă, nu-l găsesc. Bă, e pe canal, nu știu. Barbie Dress-up, PinguXD, nu mai știu ce taguri am pus. Știu că nu i-am pus prea multe, că mi-era rușine, dar... Chiar nu simt. Oricum, era handicapat, e handicapat clipul ăla, măi, e handicapat rău de tot. E super handicapat. Bro, what the fuck? N-am pățit asta în viața mea să, să mă nimerească unul cu bulgări. Bă, da, unul după altul. Fix asta am căutat și nimic. Hai mă, că mă uit eu acum. Dar trebuie să fie Barbie Dress. Dress up, pindic, stai să cea. Ah. Era ceva retardmod.exe? Da, da, l-am găsit. Ok, e ăsta. Din păcate. Go enjoy the moment, cele 4 minute. Când se închidă școlile? Bă, s-a anunțat că de mâine, cică. Dar acum nu știu exact. Că... Trebuie să mai... Oh, what the fuck? Bă, 41 de minute. Să-mi spui părerea ta, dragă Ane, că sunt foarte curios din partea ta. Ce părere ai avea? Gata, mă, că m-am enervat acum. Hai că mai câștigăm și noi, adică tot am stat așa, iurea.
Ei, acum a fost de încălzire, nu vă faceți griji, mai încercăm unul. Bă, da. Wow, scaunul ăla vechi ce dormi de live-ul ăla în care l-ai rupt. A, da, pe live am rupt scaunul? What the fuck? Eu cred că nu l-am rupt. Bro, îți dau 3 hituri, îți iei 2 HP, dar ce dracu mă unde... Bă, what the fuck, dar degeaba dau hituri în el cu sabie de iron, el fă la armură, eu cu armură. E ușor ninja vreau să după ce-l înveți. Este. A, atunci crema de rămagii... A, da bă. Am crezut că parcă am stricat altceva atunci. Dacă mai știe cineva live-ul ăla să extragă... Ce s-a întâmplat atunci ar fi bine. Uite, vezi live-uri de-astea, dar nu le... Dacă ar putea lumea să-mi dea să extrag, să fac o chestie șmecheră. Știi? Tot. Faci vreo care să vezi câte meciuri faci în cel mai scurt timp? Adică? Câte win-uri sau la ce treveri? Stai, că acum mă încălzesc că n-am mai jucat deloc Minecraft. 2-3 zile nu prea m-am jucat. Adică m-am jucat Bed Wars, dar na. Cine e Jimmy? Jimmy este cățelul meu, frate. Iodita mai n-am mila de 50 de kilograme. Cu urechi mari, de zici că e Pluto. În 2013 ca 5 meciuri. Mă încălzesc, frate. Coi, dar nu știu ce am, jur. Sunt handicapat rău. Nu mai vorbi urât de el, dar nu că e repes. Mamă, vezi că ți-e mare, pot să-l văd? Da, să nu te mănânce, Luca, aia e problema. Nu, și dacă eu l-aduc. Că acum nu doarme. Dacă se punea la somn, nu mai aduceam, că... După aia nu mai dormea și dormea la mine și eu nu vreau să doarmă la mine. Cum a omorât ăla? Jimmy știe să deschide frigiderul? Nu, dar deschide toate ușile. Toate ușile. Și e și fix, să mor tu că e fix la un an. A, da bă, pe partul martirii l-am pus. What the fuck? Ok. I guess it's ok, bro. Salut, Cristian! Bro, dar te miști, parcă... Ok. Dude, da. Nu înțeleg. Ori are el lag, ori am eu lag. Oh, shit. Și m-am dus și eu pe spate, am crezut că sunt mai șmecher. Nu, da, Francesca. Bă, ăștia chiar s-au uitat la... V-ați uitat la clip? V-ați uitat la clipul ăla? Serios? Eu m-am uitat de 4 ori. What the fuck? Bă, nu mi s-a părut așa bun atunci. La vremea respectivă. Acum dacă...
cum editez acum, puteam să-l fac mai șmecher. Mamă, puteam să-l fac mult mai șmecher. Dar atunci nu editam așa. Ok. Fă remake la el, nu cu Barbie de sap. Bă, mă gândeam, de foarte multe ori mă gândeam să fac un fel de mică serie în care mă joc jocuri retardate. Mai ales că eu pe Steam am foarte multe jocuri care nici n-a auzit nici mama de ele. Știi? Sunt foarte retardate. Și mă gândeam să fac o serie de-asta în care mă joc jocuri retardate. Mă, bro, te bate zombiul sau o dăm? Ok, tu ai wow, ești cam șmecher așa. Da, jocuri de-alea retardate, rău de tot, nu știu. Unde-i donation goal? Păi am avut goal-ul și l-am scos. Mai fac un episod cu Barbie de Resup. Bă, da, episodul ăla cu, când i-am spart contul fundatorului Gamester. Nu v-a plăcut, mă? V-a plăcut ăsta cu Barbie de Resup? Care îl vedeți după un an. Poate mi-l bag acum la recomandate că vă uitați la el, dracu. Și o să vină lumea și o să mă înjure de toți morții că sunt retardat și că mă joc Barbie de Resup. O să fiu primul YouTuber retardat care se joacă Barbie de Resup. Ai făcut 2 ca euro? Nu, nu am trenat goal-ul. Dar am zis că de ziua mea o să scot. Și a trecut ziua mea. Ce este chestia aia care ți-a bagi în gură? Ana, este o țigară electronică pe care nu o recomand. Nici să fumezi, nici să nu, nici să vapezi. Când fumezi țigară electronică se numește vapat. Deci? Dar nu, se recomandă. Deci nu fuma niciodată. Oricât de șmecher apărea pentru alții. Eu încerc să mă las. E plicti. Ce e plicti, mă, anonimule? Că aveam o idee, am o idee de clip. Dar aș vrea să-l bagi tu prin After Effects sau ceva, știi? Să mi-l colorezi așa un pic. Salut, Sara, bună, bună, bună. Ăla cu fondatorul mereu am vrut să fac un clip de genul. De fapt am mai făcut clipuri de genul, dar nu mi-a ieșit atât de bine în trecut. Mă rog, dar nici nu ne-am postat sau ceva. Dar mereu am vrut să fac un clip de genul. Și ăsta mi-a ieșit cam cel mai bine. Să-mi mintim toate mațele. Ok, frate. Mamă, am niște idei de edit cu aia, dar necesită After Effects-ul ăla, bro. Bă, și când intru în el și văd că merge în lag, îmi vine să iau un topor și să-i fut una la calculatorul ăsta. Ferească Dumnezeu, dar merge cu un lag After Effects-ul ăla, mă disperă, bă. Ce face băieții? Da, fetele ce fac? Ha? Fetele ce fac? Potato PC, Potato PC. Că te bat și pe tine, amu. No, bine. Zici că mai bine-i pagina. Da, mă, bine, bine, bine. Te sun eu, te sun eu, te sun eu. Te-ai uitat, Ani, la minunatul de clip? Mă, lor de melodii. Nu mai bagi lumea în seamă, nu, frate, sunt arogant. Am 17 persoane pe live. Sunt arogant, nu știu, nu mai pot să bag așa. Toată lumea se bate. Fă o hă la procesator. Tu nu înțelegi că n-am carcasă pentru că nu e recomandat să fac o hă.
Lasă-l aici tu, bă. Lasă-l așa aici. Nu uitați de like, apropo, dar chiar, dacă apăsați butonul de like, o să aveți și noroc la școală. Bro. Fuck, l-am auzit. Tot l-am bătut pe ăla, mă, cum trec cu acă, ăsta în labă. Aoleu. S-a băgat în labă. Bă, o să fac dacă e după ăla, îi voi dau să văd cam cum funcționește așa. Unde sunt playerii, bă, să ascund playerii de mine, bă, n-am văzut așa ceva. Ori pic numai cu nubi care stau la ei în bază. Salut, frate. Îți faci casa aici pe Minecraft? Ce naiba? Și unde e ultimul? Vă zic eu, nu e. Se ascunde. Băi, e un parc. Parc, e perc, să știi. P-R-K. Dar nu există parcul ăla. E un parc, ceva asemănător. Îți dă strength 4 secunde după kill. Caută-l ăsta, și-a făcut aici podium. Dar cred că îl lasă să câștige, uite-te puțin la el ce nubie. Mamă, o lăsăm să câștige? Vreți să lăsăm să câștige? Salut, Case! Hai, mă, frate. Hai, bate-mă. Dar dă-i, mă, cu sabia, nebunule. Sabia, bă. A uitat să schimbe pe sabie. Așa, mă, bravo. Doamne. Băi, n-am cum să cumpăr acum nimic, nu înțelegi? Că aș vrea carcase, aș vrea multe chestii, dar n-am cum acum să cumpăr în momentul de față. Hai să mă angajez. După aia îți cumpăr ce vrei, ți-o cumpăr și pe mama ți-o cumpăr dacă vrei. Ești un om. Bă, măcar, de asta fac de fiecare, mai de fiecare dată, na. Dar și pe episoade am făcut-o de foarte multe ori. Oh my god, cât e. Ba, da, am carcasă, dar e foarte e gen foarte mică. Abia mi-a încăput componentele. Chelesc, what the fuck, cum ai reușit? Cum reușești? Că mie tot îmi crește păr, mă, și enervează. Why? Și n-am apă. Mare greșeală, băi. Cât repede construiești? Nu foarte repede.
Aș vrea să învăț să construiesc mai repede și mai precis. Mai ales pentru... cum îi spune? Pentru clutch-uri, gen bam, știi? Uite, fac. Să pun blocul ca lumea, sub picioare. Când mai sară, uite, vezi? Îmi trebuie să fiu mai precis. Că așa de construit repede e oarecum ok, dar... aș vrea să fiu mai precis. Și iar avem 3 playeri care nu știu pe ce hartă se află și ce joc și joacă. Unul a și murit aparent. Uite, n-aveam sprint, what the fuck? Uite acum că vedeam în void ca ultimul noob. Și acum n-aveam blocuri. Și încă n-am blocuri, what the fuck? Dă-și tu niște blocuri, ai? E noob săracul, dar are blocuri. 6 blocuri? Faci mișto de mine? Oh my god. Broare și... ah, banor e 48, nice. Se închid până la urmă școlile? Bă, da, din câte știu eu, da. Are 25 diamante. Ok, hai că ne facem sabie de diamanta. Nice. Bun, și mai încă un băiat care... uite, l-am văzut acum. Credeam că nu-l văd. Wow. Wow! 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 GG fam, bravo, frate. De miercuri, nu? Bă, nu știu sigur. Știu că se închid. Noroc el de. Nu știu mai cu șobolan de playeri. Nu, e adevărat. Nu te-ai scapat pe iPixel până acum, nu? Bro, no, bro. Bă, dar de ce? Era prea... era destul de departe de mine, totuși. Ia auzi, nu v-am mai bucurat că la vara recuperăm școala, ați auzit? Wow, o fată spuseane care până acum n-a observat că sunt foarte multe fete aici pe stream. Deci puteți vorbi ca fetele. Mai ales că e și Cipriana. V-ați prins? Salut, frate, salut! Dacă îmi trebuie de absorbante, numai Pingu îmi răspunde. What the fuck? Eu cred că orice bărbat ar trebui să știe ce sunt ale absorbante. Pentru că mereu cineva te va trimite după ele. Bro, stai acolo ca ultimul om. Nu mori și tu, n-ai de gând așa un pic? Să mor dacă nu ți-le dau numai pe lângă buci. Mai sus. Și mai sus. Și mai pe stânga. Și mai... nu mai am... nu mai am... nu mai am... nu mai am... ok. Trufaza cu absorbante. Păi vezi... ce sunt alea absorbante? Atunci când... dar nu știu în ce termen să o zic, așa pe românește? Sau în termeni de... mare intelectual.
Bro, dar vă bateți acolo ca fetele. Și dau numai pe lângă cap, că eu sunt zen. Chiar nu mai sunt să ajuns pe aici, că le consum dracu patate. În cazul mine nu se trimite după absorbante. Un termen de mare intelectuală. Păi, ca să nu știați, la femei se produce o dată pe lună. Cred că e mai bine să zic pe românesc. Da, că nu mai știu exact termenul corect. Fiind cu profesorul. Deci pe aceea că mereu mă trimite sora mea după ele. Și nu știi ce sunt dacă te trimite după ele? Mă, adică o dată pe lună. Păi este o dată pe lună, Ale. Eu încă n-am întâlnit fete care să le vină ciclul de două ori pe lună, dar probabil că or fi, nu știu. La fiecare fată femeie se... E diferit. Da. Ane, nu știu la tine, dar nu prea... De-aia ești tu așa nervoasă mereu. Acum înțeleg totul. Deci, practic, o dată pe lună la o fată, în principiu, elimină niște toxine, cred că am putea să le spunem. Ăștia nu sunt ai mei. A, lol. Și le iese prin vagin, găurica din mijlocul fetei. O substanță cu sânge. Parcă, că nu-i doar sânge. Hormon de stres, nu știu, chiar nu mai țin minte de și mi-a explicat totodată cineva și rămăsese în cap un pic, dar nu mai țin minte. Deci buricul mai jos de burică, dacă știi cum zic, nu pot să zic că se curăță, nu se curăță sângele. Nu se curăță sângele, măgarule. Coming to you! Eliminăm puritățile din sânge. Nu este adevărat. Da, mă, deci absorbantele sunt pentru fete că atunci când o dată pe lună le iese sângele din păsărică, bam, tu pui absorbantul ca să... Na, să nu... pătezi chilotul, pantalonii și așa mai departe. Pentru aia sunt absorbantele. Deci, în perioada când auziți o fată că e la ciclu, vă recomand... foarte tare să fugiți. Adică maxim o săptămână plecați de acasă. După aia puteți reveni la viața voastră. Sau nu mai vorbiți cu fata respectivă. Bro, erau doi. Deci, simulația este acel lucru care se întâmplă când corpul tău este suficient de matur pentru a avea un copil în fiecare rând. Mucoasa uterină și îngroasă și ovarele tale elimină un acel țesut, este sângele pe care îl vezi, iar acest proces care se trece, petrece lună de lună, se numește menstruație. Practic, ciclul, pe românește. Bă, nu știu, dar... nu cred că e chiar ok ca o dată pe lună la o fată să simți timp de o săptămână că îți curge ceva așa într-una, știi? E ca și cum la băiat, gândiți-vă să aveți o săptămână de aia când te caci, da? Și tu, după ce te-ai căcat, bă, să tot curgă căcatul, bă. Și trebuie să stai cu Pampers la funduleț ca să, da, că nu e ok să curgă căcatul. Nu știu.
Nu seamnă că sunt pe ciclu, bro. Au ieșit toate fetele acum de când s-a vorbit despre asta. Nu vrei un alt subiect? Natalia, ești bine? Este un subiect pe care îl vorbiți și voi la școală chiar. În clasa 8-a, dacă nu mă înșel, se vorbește despre asta. Că la băieți nu prea aici să vorbești, e doar... Că na, dacă-ți gândești giugulelul, iese un lichid alb. Nu mi-ți spermă. La fete e mai complicat. Salut, Claudiule. A 7-a, eu am învățat în a 8-a. L-am vorbit și eu, înseamnă că s-a schimbat. Eu în a 8-a am învățat despre astea. Așa era atunci, acum pui mine. Nu, degeaba se spune că femeile fac treaba grea în familie. Așteaptă după noua programă. Da, da, și cum, cred că la mine gen la 8-a, când se vorbea profa de biologie de vagin și penis, noi eram în hohote de râs. Acum am dat seama cât de retardați eram, știi? Și cred că asta se întâmplă și la voi, nu? Când zice profa de biologie, sunt vreo doi băiți acolo în spate handicapați care zis penis, gen, nu? Există, 100%. La noi nu, înseamnă că profa ta de biologie sau proful a făcut armata și vă ține așa, din scurt să zic. Există. Eu cred că așa e în fiecare an. Probabil nu vreau ea să facem acea lecție. Păi de ce să nu se facă? Mi se pare destul de important să știi lucrurile astea. Ai de capul meu, crezi că îl fac. Păi noi avem un copil în școală care stă în carantină. Holy shit. Păi e o prostie să râzi. De asta, da, na. Ane, cum e să ai o lună de vacanță? Că tu deja nu mai ai facultate. Vreau să zic grădiniță, dar... Bine că nu am spus. Bă, cum a ajuns mă ăsta așa repede? Mă, frate meu. Haide, bro. Uf, am strâmbat din cură. Aparent, de săptămâna viitoare vom face cursuri și laboratoarele pe o platformă online. Wow, asta e bine. Sună bine asta. Bro, dar nu te-ai dus deloc. Bă, uită-te la el. Tu-s Dumnezei și răniții. Mamă, ce urât m-a prins. Nu știu dacă s-a întâmplat cu live-ul ăla, că nu-l găsesc. Băi, sunt foarte mari șanse să-l fi șters după faza de atunci. Slabule.
Și unde e next, următor? Da, cum torn cloacitor hidric prin monitor. Dar nu treci. Faci, cred că, un fel de... o simulare așa, online sau ceva. Mă gândesc că există, ar fi imposibil să nu existe. Brother ăsta nu era pe aici. Haide! Nu știu ce faci ai. 58 de like-uri, mulțam, vă mulțumesc frumos. Ce a scris acolo? Și până la urmă, cum dracu s-a ajuns la discuția la absorbante? Nu mai țin minte, dar mereu se întâmplă asta. Apare câte o discuție de asta random. Și după aia nu mai știi la ce s-a ajuns, după aia se începe altă discuție random și tot așa. Aveam ieri în cap o idee așa de discutat, un topic, doar că l-am uitat și am uitat să-l și notez. Mă rog, nu l-am notat, na, na, slab, nu, ce le faci? Natalia, ar trebui să te duci la somn pentru că este târziu și tu n-ai dormit deloc. Așa că bagă somn. Păi era un topic bun, Ani. Bă, abia 30 de alea. E 8. Păi te trezeai mâine, tu știi ce bine te trezeai dacă dormeai acum, mai ales dacă n-ai dormit deloc. Te trezeai mâine pe la 7, când începi școala, bam bam, erai lejer. Miercuri, de ăștia am de mâine, că se închid. Uite cum încearcă băbat să scape de femeie, o trimite la somn. Dude, aseară pe live, a stat până la 3, dat fiind că a doua zi are școală. Și a zis că n-a dormit deloc, deci îți dai seama că nu e super. Măgarule. Mamă. Nu pierzi nimic, Natalia. Da, o să fie liber o săptămână și după aia probabil că dacă se mai apar pe parcurs cazuri, se închid până pe 21 aprilie. Am jucat după live și s-a făcut dimineață. Nu se ceartă părinții că stai târziu sau nu au o problemă atât timp cât înveți? Ăsta construiește bine. Hai bro, dă-te jos. Mersi. Nu, problema și nu prea observă. Păi de ce să nu observe? Sunt prea cu munca sau? Mi-a stat un live actor în pingule în continuu. Am văzut eu cum stai tu pe live-uri. Ești ca Șane, intri acum. Și așa două, trei chestii pe acolo, bam, bam, bam. Ești vreo două ore, revii,
Mamă, Pingule, ce l-ai mișto. Glumesc. E fata de 7, ce are ea nevoie de somn? Păi, normal, da. Că-ți fuți, așa am stat și eu multe nopți nedormite și uite-te puțin, abia mai țin minte câte ceva. Chiar nu știu cum dracu am ajuns să nu mai țin minte. Că înainte nu aveam problema asta. Ah, fuck it. Bă, da... Ok, bro. Nu se genul, wow. Ești de prea că nu joci pe GameStar, așa să faci, frate. Bro, dar de, uite de la ce distanță mi-o dă, what the fuck? Deficit de calciu se poate și de la aia, de la un corp. Bă, nu știu de ce, dar... Am pus efectiv, abia să mai țin minte chestii, nu știu. Mă rog, chestii foarte importante le țin minte, adică rămân acolo și amintesc de ele. Dar așa, basic-ul... Habar, dacă tu îmi zici mâine că... Nu știu... Că mănânci piftie? Și mâine mă întreb, bă, dar ce am mâncat azi? Mi-am deschis inventarul, nice. Nu o să mai știu să-ți zic, gen... Ăla nu făcea WTP. S-a aruncat un băit. Chestii cu vitamine, știu, asta ar fi o problemă, că beau foarte multe energizante. Nu mă, n-am vitamine în mine deloc. Numai porostii bagă în mine. Mi-a furat la kilo, a avut strength și s-a pișat pe mine. Că e și important ce am mâncat unul ieri. Bă, nu știu, mie așa mi se pare, că uit foarte des. Nu știu de ce. De ce nu joci cu Luca, Bedu sau Skywars? Bă, nu știu, poate nu vrea omul să se joace cu mine, abar nu. Nu am întrebat. Pentru că nu ești concentrat pe chestia aia. Da, tro. A, da. Să stai și prost cu concentrarea, Ane. E cam grav. Cam și o problemă de asta, că nu mă concentrez cum trebuie sau cum ar trebui. Ok, bro. Bă, și cu strength m-a bătut, nu te cred. Adevărat? Ce plec? Bă, am zis că vine cineva în spate. Salut, Vlăduț!
Vânătorul Gamester nu sunt frate. Cât o duc așa? Nu foarte mult, aparent. GG. Știi cum să aduni o comunitate? Da, îi chemi. Cum era? Hai băieți! Nu pot să fluier, băga mea și picior. Bă, mi-ar fi făcut să pot să fluier. Au, ce șmichera. Nice. What fuck, nu știi să fluier? Nu pot să fluier, gen așa? Da, dar chestia aia cum făcea oia. Sau, nu știu. Ce faci joc de pe Discord când recomandă-mi un joc, ce m-am uitat acolo, nu foarte multe au fost foarte wow pentru mine, Natalia. Recomandă-mi tu unul mai normal, care să nu pară de epocă. Că după aia dacă pare de epocă, toată lumea o să fie gen what the fuck is that shit? Hai tăi ricola, da, vădă recolo, Iisus. Ia-mi-za. Hello, brother! Wow! Dude, n-a ratat ala niciun hit. Fără horror. Dar chiar mă, în joc e descriere, na. A trebuit să modific descrierea asta, nu-mi place deloc cum arată. Mă rog, sunt oameni care gen chiar se uită în descriere când interesează ceva sau preferă să mă întrebe? Dă-mi pantalonii că sunt fundulețului gol. Fac jump-ul? Nu-l fac. Ah, am vrut doar să setez. Mă rog, s-o citești. Nu-i neapărat s-o citești, dracu, că-i trau mai descrierea. Nu o citiți. Nu stați acum, faceți lectură pentru mâine. Citim descrierea lui Pingu XD. Când te interesează ceva, te uiți în descriere? Ca tu, ca și persoană. Salut, Ionut Steel. Mamă, vezi? N-am precizie să pun blocul ăla, că trebuia să-l pun sub mine, l-am pus deasupra. Da. A, ok, deci cineva chiar se uită, dacă interesează ceva, ok. Credeam că nu se uită nimeni, că tot primeam mai multe mesaje cu... Na. Cred că intrăm pe altceva. Hello, vreau noi să un player who... Ce? Stai, who ce? Who loves everything hype. The fuck? Is wrong with that dude. Bro, n-ai căzut? What the? Ăsta are hack. Ce hack are gherțoiul? What the fuck? Ok, reported. Let's go. Salut Pablo Escobar. Bă, mai jucam o planetă, adică chiar aș mai intrat și pe live-uri mai ales, dar sunt niște chestii care mi se pare așa plictisitor de făcut. Știi ce spun? Uite, n-am stat, trebuie să las un pic AFK, trebuie să las un pic AFK pe Captive Minecraft, că să-mi facă pișatul ăla de găină, să-mi facă ouă, să mai fac o găină.
sau mi-a făcut găină, nici nu mai țin minte. Sau dacă eu o să intru pe ăla cu Minecraft pe un singur bloc. Vreți să mai șicăm pe ăla? Bag un band dans șmecher, așa, așa. Și pe captain nu e plictisitor? Păi nu știu, nu mi se pare chiar de plictisitor. Dacă tu zici că e să deveni să plictisitor. Vă zic că vreme am făcut vreme de mă recap. Recap. Și am făcut vreme cu fraiere. În toată țara, frate. În toată țărișoaca. Nu-mi spune că am avut copyright iarăși. Nu, n-am avut. Dar avem în schimb 63 de like-uri. Mulțumesc. Vă pup, să rămână de like. Bagă Minecraft. Încă am o idee cu Segrea, nu știu. Ia, stai că e Luca ăsta, e Luca pe ăla, e pe Bedrus, pe Pixel. Ce grade pe Pixel? MVP plus, frate. Te puțin să vă plis dacă are ceva nasol pe el. Ah, nu are. Tu 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 tu. Dar Wolf Among Us, până am jucat atunci și toată lumea era gen ce-i jocul ăsta? Închide-l. Nu le-a plăcut la nimeni. Hai că deschid Minecraft-ul. Dar nu au auzit și de variolă sau HIV sau ce mă, pentru că alea s-au rezolvat. Există leacuri sau nu știu ce dracu. Ăsta e un virus nou. Ți-a plăcut videoclipul la noi de Barbie Dress Up? Ai fost forța acolo? I-am dat like, mulțumesc. Wow. Plug ink. Da, cred că asta. Da, foarte drăguț afară că puneai blush pe păr. Nu cred că aia era o problemă. Mamă, dar e... Dar lasă-mă în pace! Tu ești foarte ironică de fel, Ane. Ai comedia în sânge. Dar ce se uită tot mai puțină lume la tine? Bă, dacă aș fi avut o... A luat bătaie, what the... Dacă aș fi avut o explicație, ți-aș spune, dar nu știu. Mersi că ai observat, nici oricând. Oricând. Da. Scuze!
Ok, deci nu vreți Minecraft-ul ăsta. Alt Minecraft ce ați vrea? Avem, am avut și noi urechifițiar Nokia-ul. Dar nu știu ce face urât. Chiar nu-mi dau seama. Îl am doar pe birou, am avut atâta timp. Pe chef tip dacă intru, o să stau ca măgarul și aștept să mi se ouă găina, că nu am altceva ce să fac. A, mai am, de fapt am, dar pe episod aș vrea să fac. Nu, Gabriel, mersi. Ce ne face găina? Trebuie să stau după o găină să se facă... Oh, oh. The Division 2, a juca Division 2. Da, am chef așa un pic. Bă, n-aș putea să plantez mai multe de-astea? De exemplu aici. A, nu. M-am crezut că papagalul e aici. Și vreau să-l fac și mai șmecher. Până atunci minează, dar nu mai am ce să minez. Ba da, aș avea de fapt, asta e așa. Bă, am făcut și eu curat în chesturi. Nu se vede, dar am făcut. Și aparent n-am mai făcut, nu știu, e... Să mă rău, e urât rău de tot ce e aici. 1, 2, 3. Îmi fac și eu două bucăți. Mă duc până jos atunci și minez. Și las și eu astea pe aici așa. Ca băieții ăia mari îmi fac toate. Tu pune găina pe un hopper. Fă, vrei să stai pe hopper? Stai că-i pun până acum. Fuck, mamă ce mă sperie. Încearcă să nu cazi aici, mersi. Și ce prostie am făcut? Iar am făcut o prostie. Ți-ai dat comandă în sfârșit. Fii atent nebunul, vino cu a. Sui acolo. Du-te, du-te, hai, du-te. Nu acolo, vino aici. Gata. Și găina am vastat pe hopper. Tot se pierd ouă că nu stă în centru. Tai mă din gură că nu se pierd. E acolo. Bă, mai duc eu pe aia, stai liniștit că omenajez eu frumos. Uite, mi-a picat unul. Omenajez eu frumos, nu-ți face griji. Dar nu sparg restul gardului pentru că
mai am astea două vaci care n-am unde să le pun. Și dacă tot fraier, prietenul meu aici stă pe blocul lui, el doare la bașcheți, aș pune vacile aici. Mă rog, nu sau, de fapt nu las. Las acum gardul. Momentan îl las așa. E ok cum e. Ia stă pe jumătate de bloc. Să stea pe ce vrea, să-mi facă o, atâta vreau. După aia poate să stea și în, în cur poate să stea. O, să-mi facă mie. Da, mă joc, Tudor. Dar nu GTA chiar online, online. Mai joc 5M. Mai, acum mai răruz, dar... Cu ce frumos s-au făcut aici, băi. Frumos, elegant, cât de cât. Nu uita ouăle, nouă păr, nu le uit. Bam, trag așa cu ochiul aia. Vacile astea, ce dracu mai fac cu ele? Aveți idee ce să fac cu vacile? Le punem nume, Mirela și Mariela, nu știu, habar n-am. Mă auzi 5M? Nu. Le dai să fufu și dacă fufu care e? Că fufu ca fufu. Pe aici mai sunt oare blocuri? Ăsta... Nu e nimic aici. Pe aici mai am de minat. Oh, fuck. Și n-am... Avea 40 de like-uri. Păi erau 60, cum să fie 40? Mamă, încă un spawner aici. Bă, dar încă se spawnează cu... Mamă, ce m-a speriat. Creeper. Torțe pun peste tot, nebunule. Ia uite-mă. Ceva, Zdupi! Zdupi, ai terminat jocul ăla cu Star Wars? Piticule, dai drumul de aici. Vine Abi pe la mine. Bine, Tupingu, bine! Trebuie să-i pun torțe peste tot, nu înțeleg că tot o să spawneze. Chiama pe Irina, te ajută. Dar chiar Irina era deja gol aici, boss. Fix de tine mi-era dor. Măgarule! Bine revenit, bine revenit.
Mai am ceva pe aici de minat sau... A, redstone, ca redstone. Diamante, bă, n-am văzut eu deloc. Mă... întristează lucrul ăsta. Că nu găsesc diamante. Și ar trebui să mai fie. Nu cred că sunt chiar ultimele. Mamă, ce urât am făcut aici. Aici aud lavă. Faci mai de pigmin și ai aur, știu. Am văzut că e destul de ușor. Bă, dar pe așa mă duc în Nether, bă. Că mai am... ai tu că mai găsești niște chestii în Nether. Am și uitat. Păi se închid până pe 22, dar după aia s-ar putea să prelungească. Ce înseamnă 23 din tabul ăsta oare? Când n-am murit de 23 de ori, am murit de mai multe ori. Poate achievement-urile. Perfectamente. Păi da, dar o să te asculte după. Stai, pot să fac deja... ăsta, bă? Da, mă, pot să-l fac, what the fuck? Ok. Deci următoarea dată facem și... monumentele. Nice! Următoarea episod. Salut, Kirkov. Aici le-am făcut pe toate. Wow, bună, Andra. Eu fac e gine, tu che fac e... Ce mă, se închid școlile? Da. Uai, prietenii mei, ce faceți? Fuck. Dar aici l-am luat și pe ăsta. E ceva oare aici? Uite, bă, un chest! A, dar nu-i nimic ca lumea în el. Nice! Salut, Kichia! Ce faci? Înseamnă că ar trebui să găsesc unul și pe partea aia, cred. Salut, Ralphman. Caut chesturi, frate. Bine, bine sau... Nu mi s-a pus deloc bloc. Fuck. Mai era unul sus unde erau vacile închise? Păi da, sunt mai multe vaci închise, nu-i doar una. Hai să văd. Mamă, dar câți pigment, bro.
Acolo trebuie să fie o vacă închisă, dacă nu mă înșel. Nu știu dacă e chiar acolo, aici e porcul. Nu? Porcule, tu ești? E demo. Ceva, tati, e bine? E bine, ești perfect tu aici, n-ai treaba. Am luat permisul, bă! Păi nu-l aveai deja, mă, tu? Tu ce ai pe aici? N-ai nicio treabă, tu. Acolo, dar nici acolo, știu sigur că acolo am intrat. Nu e, mă, nimic. Mă duc jos să văd. Mama, am level 16, n-aș pierde levelul ăsta. În schimb, aș mai face level. Eu abia luai ieri. Oh, arată abia ieri. Felicitări, frate, felicitări. Salut. Oh, bună, băieții. Sunteți bine, sănătoși? Salut, salut. Set warboard dacă vrei să trișezi, adică... Frate, eu nu trișez, eu mă joc normal, fac. Sunt pe captive, oh fuck, oh fuck it. Sunt pe captive Minecraft. Mai sunt chesturi pe aici, oare? Bă, dar ce dau ăștia, mă? Da! Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Zi-mi, te rog, că nu mor. Interesant. Dar ce trebuie neapărat și cu abonații? Nu ți-ar place să vezi cum mă joc CS? De dracu era mob. Bă, de mâine, de miercuri se închid școlile. Din câte știu. Bă, nu mai știu unde sitemele, bro. Aici. Aoleu, făceam ori dacă le pierdeam. Mai bine mă duc sus înapoi. E Minecraft modat? Nu e Minecraft modat. Ok.
Păi da, dar o să recupereze, gen, nu o să... Nu o să fie așa ușor cum zici tu. De fapt, hai că-l fac așa până în sus. Sub portal sunt două spawnuri, care aici a fost unul l-am spart și unul aici e The Blaze, care încă nu l-am spart, dar am de gând că e nerevant rău de tot. În rest nu sunt. Dar oare cât de mare se extinde ăsta? Ești tare curios. Oh, fuck. Bă, dai-mă drum acasă, mă. Unde vii? Unde s-a dus, mă? Ia uite-l, bă. Om nebun. Bă, mai am nevoie de emerald, I guess. Cred că unul mai am nevoie și nu-l mai găsesc. Scribal? Nope. A făcut, mă, gherțoiul ăsta, o, că-l sparg bătaia. Uite, bă, a făcut un nou. Nu-l sparg, n-a. Nu mai am norocul pentru găună. Minecraft, GTA, mai făcut CSGO. Ce-am mai făcut? Diferite jocuri. M-am jucat Red Dead Redemption, m-am mai jucat jocuri cu poveste. Salut, expert! Ia dă-mă niște morcovi să dau la gherțoi. Ia mă și tu. Ba! Nu știu ce să zic, ce să mai fac, dar cred că aș încheia cu live-ul. Am rămas și foarte puțin și e, na. Ce să mai joci? Păi nu știu. Dacă intru pe Twitch, o să mai joc. O să mai joc... Aș mișca un pic de Division 2. După aia poate CS și alte chestii. Stop.
Mai ai nevoie de membru? Da, mai am nevoie de un membru, cred. Da, un membru. Nu e mă vreun chest ascuns pe aici. Să văd și eu ce pică chestii. Că mai am nevoie de iteme care nu... Nu prea există. Aaaa, trebuie de vedere de ce l-a vrut cineva de pe live? Nu. Eu nu țin. Adică poate că da, dar eu nu sunt la modul... Mă cer, dar îmi trece după aia, nu mai am probleme. Echivalentul, ce echivalenturi mai am? Ce echivale... Achievement-uri poate, sau ce... Bro... Mă, văcuțo, cred că vă dau să vă fufu între voi o leacă. Ia, hai. Tu și cu tu. Ce iese? Da, a ieșit. Așa. Aici ar trebui să mai pun ceva totuși. Stai puțin. Ce am făcut cu seeds? Doar eu știu, uite-le. A, dar asta nu poate să treacă. Dă-te mă cuva cu cartul tău. Ești, te crezi în carosel aici, du-te. Ăsta se fac aici, se fac aici. E cam așa, fără logică. E pe ăsta îl scot. Nici nu era făcut. Damn it. Păi și o mini Hermina sau Hermina era roșcată? Hermina e roșcată. Boys and girls, păi, nu știu ce să mai zic. Dar, eu zic să încheiem. Mergem frumos pe Twitch, facem acolo treaba. Ca aici nu prea mi-ți cum trebuie. Faci live mai târziu? Păi fac pe Twitch, frate. Acolo mă joc alte jocuri, nu o să mă joc Minecraft. În principiu pe YouTube mă joc Minecraft. Te știu și în Republica Moldova o să se închide sau ceva. Se vor închide și alea. Bă, nu vă bucurați așa tare că oricum recuperați, o să recuperați. Nice. Ok. Let's go. Trebuie să scot ăla de sus. Mâine se merge, nu? Păi de miercuri, deci mâine da, mâine e marți. Da, da, e trame, ai zis că e în partea aia, adică la chestul ăla.
Și aici de ce-i făcut așa? O să am nevoie de mulți bulgări să mă pregătesc. Uite, nu mi-am dat seama, bă. Dar am nevoie de mulți bulgări să mă pregătesc pentru dragon. Și de pat. De foarte multe paturi. O să-l bat cu patul. Mama, aici e direct. What? Dar de ce e așa aici? What the fuck? Ce e aici? De e plin doar de... Tu înțelegi că nu poți pune blocuri în end? Păi... Nu pui blocul, că nu se pune bloc, că explodează patul. Practic. Ia mă să testăm, măgarule. Că tu ești și noob. Cât e mă să fac un pat? Cum se făcea o pată, mama lui de pată. Fac, am ăsta de diamond, stai așa. Eu ce era să mă duc. Ah, lol, what the fuck, chiar nu pot. Ești pe adventure time, what the fuck. Dar ți-ar fi trebuit să poți, gen, adică... Uite, și erau itemele mele, bă. Nu merge cu game mode, frate, stai liniști. Că am mai avut o dată o problemă, dar nu puteam să-mi iau itemele și am vrut să bag game-ul și na. Le-am pierdut. Another egg. Not sun. Ai, dă viața și de zilele mele. Wow, Oane, încă mai ești pe live. Bună, ce faci? Abia am intrat, hei, ce drăguț.
Bună, fac binișor, tu ce mai faci? Ce pare ai câștigat, mă? Bă, du-te, bă, n-ai aici nimic, măcarului. Vreau pe pedi. Bă, dar numai... Bă, dar ce-o dam pe achievement-ul ăsta, bă, să mă bată, am avut ce-o dă pe achievement-ul ăsta. Mamă, mor pe el, nu pot să-l fac. Și Adventure Time-ul ăsta, la ce se referă achievement-ul ăsta? Aveți vreo idee? În End, dacă mă duc și în End City. Ia-ți-mă. Ăla cu Adventure Time e un bloc de quartz. Ce dă ăla? Cum adică e un bloc de quartz? Oricum, în următorul episod am așa, enchantul, să fac tort, să enchantez, să fac cărți, brărie de-asta, să mă bat cu dragonul și I guess treaba asta, it a no chapel, nu știu de unde să iau. E cam imposibil, da, e cam imposibil dacă... După asta, asta o să fie destul de easy, cred. După aia, ăsta easy, ăsta easy. Că n-o să fac dita mai... Deci ar mai veni încă 2-3 episoade maxim. A, dar o să dureze, bă, că o să am nevoie de săgeți pentru dragon. Holy fuck, am nevoie de săgeți pentru dragon, bă. Am uitat de asta și o să am nevoie de multe săgeți. Ai de capul meu. Deci tot trebuie să stau să mă rog de căcata aia de găină să facă ouă. Că altfel e jale. Beacon full. Păi ce ți se pare beacon full? Păi agea cum bat eu dragonul, bro? Păi asta încerc, de asta mă rog de găina asta handicapată să mai facă un ou ca să pot să mai fac, nu știu, să mai spawnez încă o găină, gen, știi? Din ou. Sabe, sticle, poțiuni. Oricum, cred că mai am vrut 2 sau 3 episoade din serie. 2 sau 3 episoade maxim și am terminat seria. Mai mult nu cred că am. La cum filmez și la cât am jucat, n-am mai mult. Opa, ia uite-l pe Quartal, trăiești mă, măgarule. Vezi că e un chest ascuns prin bățile de lavă de mă dă jos. Tu de unde știi asta? Ai jucat mapa? Ah,
Hai bă, dă-mi ouăle alea că te omor, găino. Se cacă atât de rar ouă de antrenau și toate chesturile. Dacă oamenii zic cu Marta, nu cred că face o mai repede. Eu sunt sigur de asta. Da. Bă, o să închei cu live-ul. Restul, cine vrea să vină pe Twitch, e binevenit. Pe YouTube îl închei și ne auzim mâine pe YouTube. Cu un nou live. Nici nu știu dacă am instalat Division, nu băgam aici piciorul. Stați un pic, că nici nu știu Division-ul dacă e. Mă rog, ar trebui să fie instalat. Când faci pe Twitch, stai să văd cum e cu Division-ul, ce se întâmplă. Ah, dar merge, lol, pot să mă joc cu el. Bine că nu pot, nu știu. Ultima oară am avut o eroare la el. Pe YouTube închei, da. Suntem și puțini și, sincer, nu mai am nicio... Acum nu mai am chef de Minecraft, efectiv, vreau să joc altceva. O să vezi acum toți youtuberii între 2000 milioane de abonați să facă live, o să se închidă școala. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare care ați dat și pentru like-uri. Dacă s-a abonat cineva, nici nu știu dacă s-a abonat cineva. Ia să văd. A, da. E-dealer, Cristian Football, Ioan Ștefan, Music Fan, dude, mă, dar câți abonați, bro? Ieri au fost mulți abonați. Vă mulțumesc frumos de abonare, de like-uri și toate astea, vă iubesc, ne auzim pe Twitch în vreo 15 minute. Dacă sunteți pe serverul de Discord, dau acolo anunț. Dacă nu vreți să intrați, nu intrați, na. Seara faină, v-am pupat, toate cele bune și ne auzim mâine la ora 7. Pa, noapte bună! Succes pe mâine, pa!